Președintele CSM Dacia Orăștie, Marius Ștefan, este acuzat de tatăl unui jucător de fotbal Chiar ar fi bătut crunt băiatul. Au avut meci sâmbătă, iar la final au intrat în vestiar rupți de obosiți. Din ce mi-a spus copilul, Ștefan sau Fane, cum îi spun copiii, i-a întrebat ce s-a întâmplat de nu dau randament. A început să împrăștie pum și picioare pe acolo. Primul a lovit pe copilul meu, i-a dat o palmă, i-a mai dat una peste spate, iar copilul spune că i-a dat și un pum în stomac. Copilul a căzut jos, s-a de durere și spune că în acel moment i-ar fi pus piciorul pe cap și striga, băi, te mănânc, nu sunteți bun de nimic, a declarat tatăl fotbalistului de 18 ani. După incident, tânărul a mers la urgență, nu răștie, avea dureri cumplite de stomac și de cap. De frică, băiatul a renunțat să mai meargă la club. Din spusele tatălui, nu doar fiul său a fost bătut de președintele CSM. La un alt coleg de-al lui, Robert Covaci, i-ar mai fi dat o palmă. Pe mine, când m-au sunat, am mers direct la stadion. M-am dus, l-am prins pe antrenor că avea alt meci și l-am întrebat: Păi, tu ai copii? Eu nu i-am dat o palmă copilului. Cum îți permiți tu să dai în el? Mi-a spus că a fost o corecție. Trebuia să-i dea 10 ture de stadion, să-l trimit acasă, să mă cheme pe mine la stadion și să-mi spună că numai nu mai de Nu să-mi a mai declarat tatălui Ștefan pentru ziar de Hunedoara. Tatăl băiatului spune că nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Odată l-a iertat pe Marius Ștefan pentru că a considerat că și copiii au greșit, dar acum a mers direct la poliție, acolo unde a depus plângere. Asta e recidivă pentru că s-a mai întâmplat. În iarnă am trecut cu vederea. Domnul Fane s-a dus după ei acasă la un coleg de-al lor unde se ținea un majorat și pentru că băieții au stat până mai târziu, au dansat, au făcut chef, deși a doua zi aveau meci, i-a luat la pum, la picioare, la pălmi. Lor le este frică de el. A mai spus tatăl băiatului bătut. Clubul CSM Dacia Orăștie se află în subordinea primăriei Orăștie. Edilul a fost informat despre acest incident accident de către ziar de Hunedoara. Nu am cunoștință de așa ceva, o să mă interesez și eu să văd ce s-a întâmplat. La mine nu a ajuns nimic de genul acesta. Dacă ar fi ajuns, imediat aș fi făcut o comisie să văd despre ce este vorba. Bine că mi-a spus, o să mă interesez și eu, a declarat primarul municipiului Oreștie, Ovidiu Bălan. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru loviri și alte violențe. Ziar de Hunedoara a încercat să afle și punctul de vedere al președintelui CSM, Dacia Oreștie, dar Mariu Ștefan nu a fost găsit.